Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am găsit, dragii mei, la episodul de remodelare. Din Minecraft la perfectul greu. O să avem foarte mult de muncă, extraordinar de muncă, de mult de muncă. Așa. Deci trebuie să mutăm dealul ăsta. Nu știu dacă v-am zis asta trecut. Ce mai faceți? Ce mai ziceți? Cum o mai duceți? Cum e în vacanță? Cum vă simteți? Vreau să-mi cer scuze pentru episodul anterior de Minecraft 1.9. În cazul în care v-am făcut să vă simțiți așa deznădăjduiți. Să știți că a fost complet și absolut intenționat. 100%. M-am gândit că prea ne punem întrebări filozofale care ne fac să ne simțim bine și că ar fi cazul să ne punem întrebări existențiale. Că doar avem 12 ani sau 10 ani și prea trăim așa fără nicio grijă pe lumea asta. Păi nu, Doamne, e clar, nenească aia nebunit. Ce ciudă mie că nu pot repara asta între ele. Bun, hai să vedem aici. Deci, am început bine cu deci. Cât de aproape mă pot eu duce de grajdurile astea ale mele. Gata, s-a dus și lupățica aia. Dorința ar fi să mă duc măcar, nu știu, măcar 4 blocuri. Poate că ar trebui să o iau invers, să o iau de jos în sus. Hai să vedem un picuț așa. Deci aici ce mă interesează să am 4 blocuri. Pentru că e deja 6 februarie și nu o ducem prea bine. Ok, hai să vedem. Apropo de chestia cu agricultura, că ați văzut și în episodul trecut că nu ne arată. Da, avem 4 moduri pe asta de metal și ar trebui să avem de fapt 5. M-am uitat ce mai bine pe wiki. Ca să ne arate al 5-lea mod, trebuie noi la agricultură, aici, să avem ceva genul expert. Și în momentul de față avem nivelul de adept. Da. Ceea ce înseamnă că o să-mi bag eu piciorul și o să înlocuiesc toate bucățile de pământ săpate cu bucăți normale de pământ și asta este. Nu mai stă nimeni după ele, nu mai stă nimeni să... Am decis să trec peste noapte. A venit vorba de asta după ele. Adică, mă rog, să lucrez peste noapte ca să nu vă plictisesc foarte tare cu... Stai să aruncăm și noi cu 2 bulgări aici. Așa. Și să ne încercăm norocul, domnule, aici cu... Asta bag eu de seamă că... Da. Ok, hai să vedem. Asta tot așa e. Știi ce mă gândeam? Dacă tot facem noi treaba asta acum, poate că ar fi interesant să remodelăm un pic lacul. Deci până acum aveam aici un colț care era cu pământ, da? Și mă gândesc că în momentul în care o să revină treaba, o să fie din nou acoperit colțul ăsta. Aici e dubios rău de tot treaba. 2, 3, 4. Dar nu știu ce să zic. Pot să fac tot felul de canale ca să măresc suprafața în contact cu apa. Despre exemplu, aici pot să fac un canal de genul ăsta. O să vedem pe parcurs. Aici m-ar interesa... Hai să facem așa. Cred că cel mai bine să... umplem noi toate spațiile posibile cu pământ, da, ca să dăm timp să crească iarba. Și mai vedem după aia pe parcurs exact ce și cum umplem, ce canale facem, în funcție de și câte semințe avem și toate cele. Ce aici? Așa, aștia-s găurile pe care le-am făcut noi atunci de la... Ok, gata, m-am prins. Hai
să scoatem și pe tine de aici, my friend. Bun. Le sparg așa, că dacă le iau cu lopata, după aia am întrebare. Da, ok. Bun, păi atunci hai să luăm și pe ăsta. Eventual, știi ce am putea... A, iar mi-e foame. Fierar al... Hai să umplem și spațiul ăsta. Așa, că dacă ei facem niște canale pe aici și în loc să ocupăm atât de mult spațiu cu... Ah, nu pot, trebuie să mă să mănânc fierar al să fie. Hai că ușurel, eventual să scăpăm de zăpada asta. Nu mai pot să țin mâncare la mine, că se strică mult prea repede după aia. Deși țin cum de fapt, dacă ne uităm, vedem că e temperatura minus 5 grade. Aici se vede, da? Temperatura minus 5 grade. Și bag eu de seamă că la temperatura asta nu se strică mâncarea chiar dacă o avem la noi. Da, mă rog, ce pot să zic acum? Bun, așa, dragilor, dacă ne uităm aici pe calendar... Late Winter, 8 februarie, asta ar trebui să fie ultima zi de iarnă. De mâine încolo ar trebui să înceapă fain frumos. Opa, stai așa. A, nu, stai, că mai am la mine. De mâine încolo ar trebui să înceapă primăvara. Așa, ca fapt divers. Ce nu văd eu aici? Îmi scapă mie sau nu văd un baros, un hammer? Hai să vedem dacă ne mai aducem aminte cum se face. Asta este. Bun. Te punem și pe tine aici, my friend. Întrebare. Eu avem aici bronze solidified. Da, vedeți? Deci s-a topit. Clar. Ok. Păi suntem aproape gata. Am eliberat cât am putut de mult. A, știi ce mai vreau? Mai vreau să iau toporul de aici ca să dobor un copacel. Am uitat de el. Hai să-i facem noi de cap. Este ash-ul ăsta de aici. Băi, cât de nașpa e fără sandwich-uri. Deci nu m-aș fi gândit ever că o să simt nevoia de sandwich-uri. Eu care stăteam și mâncam squash până mi se făcea rău. Da. Așa, domnule. Avem câteva bucățele aici care trebuie să înlocuite cu pământ. Bun. Și nu numai pe aici. Hai să vedem aici. Deci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deci inclusiv porțiunea asta, gata, șef, am înțeles să trăiți. Zic bine? Da, cred că zic bine. Hai, ok, și partea asta de aici. Bun, dragii mei, în episod de mâine, primăvară, o să ne facem de cap cu plantatul și cu toate cele. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați stat cu noi până acum, un mic like, un coment, un share, ne ajută foarte mult. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!